La Constanța, localnicii s-au bătut la propriu pentru câțiva cartofi în unul dintre cele mai mari hipermarketuri din oraș. La primele ore ale dimineții s-au adunat în magazin și când angajații au început să scoată din depozite sacii cu cartofi s-au aruncat pe ei grămadă. Deși marfa era destulă, oamenii s-au îmbulzit să apuce fiecare, de teamă că ar putea rămâne fără cartofi. Reprezentanții magazinelor și autoritățile au transmis că nu există motive de îngrijorare. Nu s-a instalat penuria de alimente și nici nu se întrevede vreun scenariu de acest fel în viitorul apropiat.